Salutare, dragilor! Bine ați revenit la încă un episod cu Octavian Neguț. De data asta ne uităm la următoarea companie din BET și o analizăm la profunzime. Banca Transilvania. Ce mai faci? Bine, mulțumesc! Salutare tuturor din nou! Ne uităm, de fapt, la prima companie din indicele românesc, cu cea mai mare pondere, deja. A ajuns la 24%. Acum când înregistrăm materialul, dacă dăm după pondere aici, vedem TLV 24%, aproape 25%, după OMV și Petrol este hidroelectrica, pe locul 3. Pe 2 obișnuia să fie fondul proprietatea, dar având în vedere că a scăzut capitalizarea, a scăzut și în indice. Și, ok, cum de hidroelectrica e așa de mică pondere? Ne uităm la capitalizările cele două. Deci avem aici 53 de miliarde pe hidroelectrica și aici avem 17 miliarde pe Banca Transilvania. Da, deci mult mai mare și totuși pondere mai mică în BET. În indici, pe lângă capitalizare, se ia și lichiditate. Cât de populare că sunt acțiunile. Da, da. Nu, bun. Păi am aici o listă de întrebări, criterii, la fel cum am făcut și cu hidroelectrica. Deci, numărul 1, care este avantajul competitiv al companiei? Dacă stăm să ne uităm la piața din România, unde în principiu activează Banca Transilvania, cu toate că a achiziționat mai multe bănci în ultimii 10 ani, în ultimii 15 ani de fapt, avantajul este că are cel mai bun brand în România și este cea mai mare bancă din România cu cei mai mulți clienți, ca să spun așa, și cea mai apreciată bancă din România, având în vedere numărul de clienți, numărul de depozite atrase, numărul de programe investiționale pe care le oferă. Și chiar mă uitam mai devreme la grafic, putem să vedem din... Oh, wow, maxim istoric! Da, da, este maxim istoric. E timpul pe perioadă mai mare. Din 2000, din criza din 2008, deci de aici, era un 0,7 și acum e cam 23 de lei. Deci de 40 de ori. Da. Cred că putem fi și pe procente, 77%. Depinde și de unde luăm. Că dacă luăm din criza din 2008, 1000-2000%. Așa, cam de interesant. Asta se întâmplă și în America, cu marele bănci, practic, sunt cele patru și după aia restul. Da, de Morgan, Bank of America, Wells Fargo și Citigroup, parcă. Da. Și ele deja sunt protejate, se numesc SIBs, Systemically Important Banks. Alea n-au văzut de faliment. Indiferent ce prostii fac, da. Fed-ul scoate bani în primantă. Da. Într-o măsură mai mică, Banca Transilvania, pe urmă, reputația asta atrage automat clienți. Corect, corect. Deja sistemul financiar depinde de acele bănci în America, la nivelul ăsta s-a ajuns. Bun. Numărul 2. Care este sănătatea financiară a companiei? Eu folosesc un Excel, un Docs, putem să-i spunem un Excel online, în care analizez sănătatea financiară a companiei. În general o fac pe raportul anual, pentru că atunci când discutăm despre companii mari, mature, nu prea se schimbă lucrurile de la un semestru la altul, sau de la un trimestru, sau de la jumătate de an, așa mai departe. Dar mă uit și la rapoartele trimestriale. Aici vedem raportul anual fiind cel pe 2022, pentru că în România rapoartele apar undeva în primăvară și detaliază activitatea din anul precedent. Și pe 2022, Banca Transilvania are următorii indicatori financiari. Are o marjă operațională de 44%, are o marjă netă de 39,9%, deci rămâne de cam cu 38% din banii care ajung în companie, din toate comisioanele și taxele pe care le percep. Un lucru foarte important de înțeles atunci când investești într-o companie, într-un mediu economic în care dobânda de referință este în creștere, este, cum spunem noi, să aibă bani puși deoparte. La fel cum și oamenii au acest lucru, la fel și companiile ar trebui să aibă o situație similară, practic, să nu ajungă situația în care să nu își poată plăti datoriile pe termen scurt, angajați, furnizori și așa mai departe. Și Banca Transilvania are bani puși deoparte
de 2,5 ori mai mult decât ar avea de plătit datoriile pe termen scurt, adică în mai puțin de un an. Deci, dacă ar exista un șoc în consum, nu ar fi pe termen scurt o problemă pentru această companie. Iar return on equity, adică câți bani generează din activitate, din activele companiei, este de 26,3. Deci, banii pe care acționarii, dacă până la urmă asta înseamnă, îi dețin, produc 26% pe an. Impresionant. Ce putem să mai vedem? Astea sunt toate datele din rapoartele financiare, datele pe care le-am folosit pentru a calcula aceste rate. Și chiar aici la pagina 40-41, PDF 230-230, eu am făcut o chestie interesantă. Dacă mergem pe BVB, la companie și apăsăm informații financiare și apăsăm pe raport anual 2022 aici, ne deschide raportul anual al companiei. Dar raportul are nu știu câte pagini, multe, oricum. După cum se vede aici, în dreapta se mișcă puțin linia asta. Și atunci, pentru oamenii care vor să vadă de unde au luat aceste date, pot intra aici, selectează pagina 40-41 sau pe PDF 230. De ce? Că sunt secțiuni care reiau ordinea paginilor. Și atunci, dacă intrăm aici și scriem 230, ne oferă datele respective de unde am luat și am pus. Așa că cine vrea să analizeze activitatea companiei, astea sunt paginile importante, 40-41. Aici vedem activele, vedem veniturile și așa mai departe, total activ, total datori. Uh-huh. Deci, din punct de vedere al sănătății financiare, să concluzionez, un EPS de 3,5, un PER de 5,3, la vremea respectivă pe n-am făcut eu calculele. Cam așa asta. Da. Eu în continuare sunt șocat cum poate fi raport P5. Special, da, fiind firma așa de profitabilă. Dar o să vedem în întrebare numărul 3, care este strategia de creștere a companiei? Poate asta ne dă ceva indicii. Cu strategia de creștere nu sunt la curent. Știu că strategia lor în trecut a fost de a achiziționa bănci care nu performează așa cum ar trebui și au achiziționat Wolf Bank, au achiziționat Idea Bank recent și altele. Și strategia lor este o creștere externă, aș putea să spun. Deci, pe lângă creșterea internă pe care o au, adică achiziționează alte companii și le aduc sub holding, sub compania mamă. De asemenea, consideră că nu au ajuns în punctul în care să acapareze la potențialul maxim piața din România și au și ca scop implementarea de creștere și în România și intern pe Banca Transilvania, pe brandul cel mai important pe care îl au. Păi hai să vedem măcar trendul. De exemplu, ultimii 5 ani, vânzările, profiturile, cum au crescut? Poftim. Venituri din dobânzi, venituri din comisioane. Asta ne interesează, că de aici până la o bancă face bani. Și vedem veniturile companiei cum au crescut 2020 din dobânzi. 2020-2021 nu vedem o diferență mare, dar în 2022 vedem de undeva la 70-80% creștere. Deci, o bancă generează bani din dobânzi și din comisioane. La fel cum Apple generează din vânzare de telefon, telefoane, computere, cloud și așa mai departe, produsele unei bănci sunt comisioanele și dobânzile pe care le au și putem să spunem aproape o dublare a veniturilor de la 2021 la 2022, chiar dacă exagerez puțin, dar putem să vedem lucrul ăsta în venituri și vedem și veniturile operaționale din activitatea principală a băncii. Suntem pe un trend ascendent, aș putea să spun. Mm-hmm. Deci, anul trecut a ajuns prima oară la 1 miliard de euro venit. 5 miliarde? 5 miliarde. De lei? Da, de lei. Totul e în lei. Da, număr frumos, rotund. Bun. Profitul? Rezultatul net. Vedem în 2020 1 miliard, 197 de milioane, după 1,7 miliarde și ajungem la 2,1 miliarde. N-aș putea să spun cât înseamnă asta neapărat în procente,
dar este o creștere bună, nu este o Păi, creștere exagerată, este o creștere normală, aș putea să nici extraordinar de deci bună, o e creștere normală. aproape o dublare în, practic, 2 ani. În 2 ani, da, corect, Deci, corect. peste 30%, poate chiar spre 40% pe an, care nu e puțin. Pentru o firmă relativ atât de matură, România, Da. de fapt nu e matură, poate de fapt în care lucrurile crește, pentru că țara nu s-a maturizat. Corect. Bine spus. Corect, da. Bun, următoarea întrebare, cât de puternică este echipa de conducere a companiei? Toate aceste creșteri, din punct de vedere al venitului, al rezultatului și așa mai departe, în mare parte a fost gestionată de aceeași echipă, adică CEO-ul a rămas același. Putem să ne uităm pe raportul financiar, dar în general CEO a rămas tot Omer Tetik și președintele Horia Ciorcilă. Asta ce ne spune? Că managementul este mulțumit cu activitatea directorilor și atunci nu au fost schimbări mari în companie din punctul ăsta de vedere. Nici eu nu am analizat compania din punctul ăsta de vedere ca să vin cu o strategie mai clară aici. Bun, numărul 5. Cine sunt principalii concurenți ai companiei și cum se descurcă faza aceștia? Principalii concurenți sunt băncile din afară, în principiu, Raiffeisen, ING, Revolut. Revolut vine foarte tare, Revolut, și în România a acaparat foarte mult din piață. Top 5 bănci principali din România, dar în continuare Banca Transilvania se menține pe primul loc și cred că avantajul competițional față de ceilalți concurenți este valul și naționalismul. Cumva oamenii țin banii în Banca Transilvania ca și o formă de încredere, având în vedere că este o bancă din România, care poate să fie bine sau nu, dar oferă o încredere lucrosă. Bun, numărul 6. Care sunt principalele riscuri cu care se confruntă firma? Principalele riscuri într-o instituție financiară este să nu gestioneze suficient de bine finanțele, la fel ca un om, încât să ajungă în incapacitatea de a-și plăti datoriile pe termen scurt. Când o companie de anvergura asta ajunge în situația asta și rapoartele financiare sunt publice, pentru că asta înseamnă o companie publică, ce se întâmplă? Că au fost multe companii în situația asta, apar în presă, apar articole, oamenii încep să-și tragă bani din bancă și așa mai departe. Pericolul pe care eu îl văd este să apară un șoc în consum, cum a fost în 2008, de exemplu, încât oamenii să-și tragă bani din bancă și până la urmă să nu mai consume. Tot ce înseamnă bunuri nenecesare, până la urmă și un telefon, de exemplu, dacă ai un telefon funcțional să ții următorul telefon, am ajunge în situația în care am cumpărat doar lucrurile necesare, doar mâncare, doar lucrurile de care avem nevoie și atunci o bancă ar fi destul de rău lovită. Dar după cum am văzut, Banca Transilvania își poate plăti datoriile pe termen scurt de 2,5 ori. Deci, stă foarte bine, cumva este pregătită și pentru un șoc în consum din punctul ăsta de vedere. Când vine vorba de bănci, tu depui banii și în cont îți arată că toți banii sunt acolo, dar de fapt banca ia banii aia și dă împrumut la alții. Și se bazează pe faptul că nu toți clienții vor să-și retragă banii în același moment. Da. Dar dacă astăzi toți clienții ar vrea să-și retragă, nu i are disponibil. Nu era rata disponibilă. În caz de o panică din asta, unde prea mulți oameni vor să-și retragă, cât de protejată îi de Banca Națională? Este protejată de Banca Națională, cum spuneam și în băncile din America. Sunt câteva bănci în România care au ajuns să se integreze în sistemul financiar al țării până la urmă și într-o oarecare măsură depinde sistemul financiar de acele bănci. Există toate fondurile de compensare și de garantare atât la nivel în România cât și la nivel european de minim 100.000 de euro, dar cum spuneai și tu, situația în care toți oamenii ar vrea să-și tragă bani din bancă, probabil ar veni o reglementare prin care poți să-ți iei un procent sau să retragi șalonat banii.
Sau mai extrem, Banca Națională introduce lichiditate în sistem. Da. Da. Și care, paradoxal, asta era vorba și când era în America, asta cu Silicon Valley, că mulți propuneau trezoria numai să spună că vom garanta toate depozitele. Și faptul că spun asta i-ar face pe oameni să nu mai retragă banii. Da. No, cumva se auto... Următoarea, cum se compară evaluarea companiei cu colegii săi din industrie? În România, din păcate, nu prea avem mai multe bănci listate ca să putem să facem o comparație mai corectă, spun cum să de vedere. Dar avem BRD, compania cumva un competitor direct și putem să-l analizăm similar. Marja, chiar putem să punem TLV legat aproape de BRD aici. Vedem o marjă operațională mai mică, dar nu semnificativ mai mică. Vedem o marjă netă mai mică, dar vedem la TLV 38, la BRD 33. E foarte similar, e deja... Da, din perspectivă active pasive de 3 ori, deci BRD stă mai bine și are o returnare a activelor pe active de 19%, în timp ce Banca Transilvania are 26%. Deci, puteam să spunem că și BRD este o companie foarte bună, cu o sănătate financiară foarte bună, doar că Banca Transilvania stă și mai bine. Și, mă rog, la urmă, raportul PI, deci multiplu, văd că e puțin mai mare la BRD. Da. Da. Ok, deci este cât de cât similar. M-aș uita la JP Morgan. Nu mai țin minte cât. Multiplu, ca și evaluare. Deci, Chiar aș fi curios dacă aș putea să estimez. A zice undeva la... 12. Nu ai uitat niciodată. Dar aici undeva la 20. Ok. PE, 9. Hei, eu am fost mai aproape. Am zis 12. 9? Da, da, da. Intră pe așa, Yahoo Finance. Vezi? No. Da, da, interesant. Un PI bun. Bun, bun. Da, e foarte mic. Adică, și asta e firmă de 400 de miliarde. Deci. Da, e cea mai mare bancă din America, din ce știu. Hai să vedem ce anume? Știu că e cea mai mare bancă din America, din ce știu. Da, da. GP. Da. Să vedem și Bank of America. Eram curios ce return on equity 15%. Și eram curios ce... Ok, dar pe câteva trilioane. Da. Okay. Eram curios. Marja operațională, marea de profit 35%, deci foarte bine, foarte bine ambele. Deci similar cu ce se întâmplă în România, doar că la un nivel mai mare. Bank of America... Buiac, ăla primul. Preferata lui Warren Buffett, dacă nu mă știu, sau Wells Fargo. Cred că ambele, de fapt. Da. No, PE 8. 8. Ai, ai, ai. Foarte bine. Stai să uităm și pe financiar. Statistics aici. 30-34. Wow. Da. Deci, cred că consider sectorul bancar mai puțin supraevaluat comparativ cu alte sectoare. Cumva a fost oarecum neglijat de investitori sau... Da, e plictisitor. A fost altele mai... Nu e AI, nu e crypto, nu știu ce. Da, 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 da. Și asta e un lucru bun pentru cine știe să se uite la aceste lucruri. Bun. Și ultimele două întrebări. Dacă compania are provocări legale sau regulatorii care ar putea afecta performanța? Nu știu de niciun proces împotriva companiei. Asta nu înseamnă că nu există. Nu știu eu. Dar ar fi apărut prin aceste ziare din presă aceste lucruri și ceea ce eu n-am văzut până în punctul ăsta. Bun, și legat de dividende, înțeles că plătesc. Da, anul acesta a dat deja un dividend, a fost de 12%, doar că a fost sub formă de acțiuni. Adică aveai 100 de acțiuni, primeai 12 acțiuni. Uh-huh. Tot anul ăsta o să existe un dividend suplimentar, de data asta un dividend normal în bani. Vedem pe 29 de septembrie pentru aprobarea distribuirii de dividende și randamentul este de undeva la 1, dividendul scrie de 1,13%, ceea ce dă un randament de 5%. Cam 5,5%.
Da. ceea ce e un randament din nou suplimentar pentru că am mai dat un dividend anul. Wow. Fantastic. Păi, mă gândesc acum dacă au urcat așa de mult dobânda de referință și cu mai mult bani. Super. Păi, mie îmi place cum arată. Adică, ca și performanță financiară, se compară cu cei mai mari din lume. Și chiar evaluată mai puțin. Ok, are sens. Este mai micuță, mai, mult mai micuță, riscantă, mai nu e așa de stabilă, dar totuși, marj de profit de 37% arată bine. Bun. Unde te pot găsi oamenii? Pe mine. Eu administrez grupul de long-term investment by Profit Point. Este un grup în care discutăm portofolii investiționale pentru bursa locală. O să punem, mă gândesc, linkul de la grup în descriere. Sigur. Și acolo eu, împreună cu colegii mei, ținem analize de piață fiecare săptămână, vinerea la ora 10. Fantastic. Pentru cei care vreți un curs introductiv în investiții, avem cursul nostru gratuit, 4 zile pe Zoom, câte oră, două, în grupuri mici, cu trainer foarte bine pregătiți. E ca și cum avea un antrenor personal pentru finanțe. Este, pe departe, cel mai bun din România și este un prim pas bun ca să înțelegi tot ce vorbim aici și ce analize face Octavian săptămânal. De asemenea, dacă vrei să te înscrii, link în descriere. Mulțumim pentru vizionare și pe curând!